Cu câțiva ani realizam un interviu cu primarul orașului Pecica aici pe acest dig, vis-a-vis de un teren care era plin de moloz și de deșeuri provenite din construcții. Pe atunci discutam despre proiectul unui parc care va urma să fie finanțat din fonduri europene. Iată-ne astăzi, pentru că am promis atunci că vom veni la deschidere, este momentul acela de sărbătoare în care se inaugurează acest parc de lângă ferma de bivol din Pecica. Un parc construit cu fonduri europene. Aflați mai multe! Da, mi-aduc bine aminte, parcă ieri a fost, ne aflam pe digul din spatele meu și îți explicam că aici se va construi un parc de agrement pe care dorim să-l dezvoltăm dintr-un program operațional din fonduri europene. Iată-ne, astăzi suntem aici, parcul este gata, l-am inaugurat, am dat în funcțiune, în special copiilor care au așteptat de foarte multă vreme inaugurarea acestui parc și să-l poată folosi în condiții și cât se poate de bine. Suntem în mijlocul parcului, un parc care valorează 12 milioane de lei, din care peste 10 milioane de lei este finanțat din fonduri europene. Este un proiect complex. Probabil că ați văzut și dumneavoastră, aici avem, începând de la terenuri de sport, zone de fitness, până la zone pentru copii mai mici, copii mai mari, avem și mese de șac, avem alei unde se pot plimba, dar avem și mult spațiu verde, aproape 80% din terenul de 5 hectare este acoperit de spații verzi și de pomi și de plante ornamentale, care duc o plus valoare pentru această zonă. Înainte aici a fost un depozit de materiale de construcții, mai precis materiale de moloz din construcții, aduse de oameni ad hoc. Noi, pe baza acestui teren degradat, am reușit să câștigăm acest proiect, acest parc de agrement. A primit un punctaj mai mare față de celelalte proiecte, având în vedere că zona a fost nefolosită, terenul a fost nefolosit și dintr-un teren degradat am reușit să facem un teren cu spații verzi, un loc de joacă pentru copii și multe alte lucruri care le găsiți în acest parc de agrement. Dacă până acum, din anul 2000 până astăzi, adică de 22 de ani, principala preocupare a administrației locale era de dezvoltare economică a comunei și apoi a orașului Pecica, în ultimii ani, din ce în ce mai des, proiectele administrației vizează domeniul turismului sau a petrecerii timpului cât mai de calitate, cum este cazul acestui parc. Eu mă bucur că domnul primar Antal Petru și echipa sa, foarte profesionistă, alături de angajații de la Agenția de Dezvoltare Regională, reușesc să implementeze cu succes aceste proiecte atât de necesare comunităților din Arad. Și eu îmi doresc ca acest proiect să fie multiplicat în câte mai multe dintre localități. Am fost bucuros astăzi să văd că a venit și primarul Ghiorocului alături de domnul primar Antal, pentru că și acolo avem proiecte în domeniul turismului, acolo ni se și spune deja litoralul vestului și asta datorită investițiilor istorice pe care administrația locală le-a făcut în parteneriat, adică Comuna Ghioroc și Consiliul Județean Arad, iar acum vrem ca și la Pecica și la Ghioroc să beneficiem de statutul acesta de stațiune de interes local și să accesăm fonduri europene care sunt puse doar pentru astfel de stațiuni. În primul rând, mă bucur că este un proiect de suflet, să spunem, al comunității și mă bucur că s-a finalizat în cele mai bune condiții. M-aș bucura ca fiecare comunitate să aibă un astfel de loc, mai mic, mai mare, dar este foarte important ca pe lângă, eu știu, kilometri de multe alte infrastructuri care le facem, să avem și locuri care să ne ajute în ceea ce înseamnă perioada de petrecere a timpului liber și în zona de calitate a vieții, pentru că asta deja face diferența și cred că spune multe lucruri despre evoluția, să spunem, dezvoltării într-o comunitate. Pe de altă parte, mă bucur că acest proiect este localizat într-o zonă în care există un plan de viitor, o viziune mai amplă și cred că dacă acestea se vor întâmpla cu această pistă de biciclete care se poate duce până la Arad, cred că poate deveni un loc de promenadă foarte interesant pentru, și bineînțeles, o stațiune turistică care deja
a fost aprobată, cred că poate deveni un loc de atracție și cred că asta este viitorul, ca să avem cât mai multe astfel de locuri mai mici la început și ușor, ușor să le creștem, fără să trebuiască să plecăm neapărat afară pentru a ne petrece timpul liber. Este foarte important pentru părinți, pentru copii, să fie un loc, să spunem, sigur. Copiii s-au bucurat foarte tare și, na, cred că este important pentru ei să aibă un loc în care pot veni și singur, nu neapărat, eu știu, aduși cu mașina sau duși de mână de cineva.